Comuniștii au falsificat tot ce au putut în istorie. Când ne-a tras înapoi, în 44-89, ca Cât? Ah. Păi, de la primele, dintre primele rafinării, deci prin anii 20, da? 20 Primele rafinării. Mare exportator de produse rafinate petrol. Uh, agricultura era peste a Franței. La vremea. Aia. Aveam fabrica începuse producția Scodei. Marcă pe care ne-au luat-o după aia Cehi. da, cehii prin nemți. A fost o altă, da spionaj economic destul de, de controversat la vremea, un caz de spionaj economic. Bucureștiul era electrificat și iluminat prima dată cu acele celebre lampioane, da? pe care era unul în primele orașe electrificate a Europei, micul Paris. Oricum, perioada interbelică spune că a fost perioada de glorie a României. Da, și o perioadă în care toată țara asta a început să se rafineze. Erau, dacă te uiți pe cărțile de bucate de la vremea aia. mâncau pe stradă cam ce mâncăm acum la nunții. Da? Și îți descrise foarte frumos. Deci, țara a început să crească, educația a început să prindă. Erau 70-80 de ani, deci cam două spre trei generații care au început să învețe carte bine. Și să vadă și cum e în altă parte. Deci, E cumva cam ca acum. Doar că? Doar că. Doar că atunci ne trăgea înainte o clasă politică extraordinară. Erau oameni care donau bani statului. Politicieni care dădeau bani statului. Aveau salarii, erau plătiți și ei, da? Dar donau cu zecile de milioane. Dar hai să ne aducem aminte că suntem în Craiova, Jean Mihail. A fost în criză guvernul, a Când dat a fost că 9 guvern... milioane de... Lei, sau cât? Avea 9 tone de aur. În aur. În aur. Găsește-mi astăzi pe cineva să facă asta. Ea cred că are avea. <laughs> Da, sunt și eu cred că... Nu, dar și de ce te întreb? Cât ne-a tras înapoi? Pentru că mai e un tip extraordinar. Două ordin. generații, că nu poți să calculezi în timp. Eu zic că două, trei generații.